Ministrul secretar de stat Raed Arafat a fost propus de Crucea Roșie Dâmbovița să candideze în calitate de vicepreședinte la nivel național. Adunarea Generală a Societății Naționale de Cruce Roșie din România, filiala Dâmbovița, a fost găzduită de Centrul Internațional de Conferințe al Universității Valahia din Târgoviște. Ministrul secretar de stat Raed Arafat a venit la Târgoviște pentru a participa la Adunarea Generală a Societății Naționale de Cruce Roșie, filiala Dâmbovița, și a fost însoțit de directorul general al Crucii Roșii România, Silviu Lefter. Cu această ocazie a fost prezentat bilanțul activităților Crucii Roșii Dâmbovița, s-a ales președintele instituției, biroul și comitetul filialei și au fost desemnați candidații pentru conducerea centrală a Crucii Roșii Române. La această importantă activitate participă un număr de 68 de delegați desemnați de adunările de bilanț și alegerile care s-au desfășurat la subfilialele din județul Dâmbovița, arondate conform statutului Societății Naționale de Cruce Roșie Română. Din cei 37 de membri ai Comitetului Județean sunt prezenți 29. Raed Arafat a primit recomandarea de a candida la funcția de vicepreședinte al Societății Naționale de Cruce Roșie. Actualul birou al filialei județene de Crucea Roșie Dâmbovița a început campania de orientări pentru conducerea filialei județene de Crucea Roșie Dâmbovița, de a avea în comitet oameni apropiați și înțelegători să participe cel puțin o dată pe trimestru la o reuniune ordinară. Totodată, la nivel național, filiala noastră va propune ca pentru funcția de vicepreședinte să candideze domnul Raed Arafat, membru al Crucii Roșii Române, filiala Dâmbovița, și actual ministru secretar de stat în cadrul Ministerului de Interne. Vreau să vă spun că am început personal împreună cu colectivul nostru această adunare cu mai mult timp în urmă. Și în dânsul am găsit, pe lângă faptul că și-a exprimat datoria cu un prieten apropiat al Crucii Roșii Române, personal ne cunoaștem de câțiva ani și, dacă vreți, și ăsta este secretul de a-l atrage lângă noi, chiar dacă este un pic mai târziu, de altfel cum o să spună și dânsul. Și și-a exprimat dorința de a candida și de a colabora cu Societatea Națională de Cruce Roșie, de a ne sprijini concret cu experiența căpătată în domeniul intervențiilor la dezastre și pregătirea pentru primul ajutor. Vreau să fac o paranteză pentru dâmbovițeni. Această discuție am purtat-o inclusiv cu vicepreședinte în cadrul filialei județene de Cruce Roșie Dâmbovița, cu dânsul personal, inclusiv cu domnul director general prezent la această adunare generală și personală. Într-adevăr, am avut mai multe întâlniri în acest sens și eu cred că cu Crucea Roșie, indiferent că sunt ales că vicepreședinte, nu sunt ales că vicepreședinte, nu asta mă interesează. Mă interesează mai mult să văd Crucea Roșie funcționând atunci când o să avem nevoie de ea, într-adevăr, în situațiile de criză și în situațiile de calamități. Pentru mine, Crucea Roșie a fost o organizație la care, în care m-am implicat chiar în anul 1990. În Cluj, Crucea Roșie Germană. Am avut chiar tentative de a face anumiți pași, acolo nu s-a reușit atunci. Și rămân pentru Crucea Roșie un om care crede în organizație, nu numai în România, pe plan mondial, pentru că Crucea Roșie are un rol major, nu numai în zonele de conflict, dar și în intervenție în zonele care au nevoie de cineva care să vină să aline durerea oamenilor care au suferit o calamitate sau un dezastru. Am colaborat cu foarte multe organizații de Cruce Roșie din Norvegia, din Italia, din diferite țări europene și am văzut ce înseamnă Cruce Roșie în unele țări, care este de fapt acolo o organizație extrem de puternică, extrem de respectată și care are un rol major în intervenție în cazul unor calamități. Din punctul meu de vedere, Crucea Roșie Română mai are foarte mult de făcut ca să ajungem la nivelul în care, într-adevăr, pe plan național, Crucea Roșie să aibă
hai să zicem, aceeași putere care o are Crucea Roșie în țări cum este Germania, cum este Italia, cum sunt alte țări europene care au Crucea Roșie foarte puternică în ea. Acest lucru nu se poate face decât dacă, într-adevăr, îndreptăm eforturile pe anumite proiecte foarte precise, pe anumite domenii, care să le dezvoltăm de la zero sau de unde sunt acum mai departe pentru a întări Crucea Roșie. Vreau să vă mulțumesc pentru invitația de a participa la această adunare generală și pentru participarea dumneavoastră. Nu vă spun decât câteva cuvinte. Am un sprijin imens, instituția prefecturală, un sprijin imens din partea Crucii Roșii din Dâmbovița și vreau, în primul rând, să mulțumesc voluntarilor. I-am avut în câteva acțiuni prezenți în momentul cel mai delicat. Aduceți aminte și ei sunt aici, de la Răscăieți. Momentele pe care le-am avut și puține, totuși, din anul ăsta, dar au fost operativ prezenți. Vreau să mulțumesc de asemenea și să-l felicit, în numele instituției și al meu personal, pe cel care pe undeva și-a schimbat numele. Nu mai cheamă Popescu Gheorghe, îl cheamă pe undeva Popescu Cruce, dacă nu știe cineva. S-a identificat cu această activitate. Îl știu de dinaintea erei în care trăiesc acești copii. Deci vă dați seama câți ani avem amândoi. Domnul Floris Dăzărescu este președinte, dar munca de zi cu zi este a domnului Popescu. Și el este sufletul acestei activități. Vreau ca această simbioză între experiența lui și tinerețea voluntarilor să mențină Crucea Roșie Dâmbovița pe podiumul național. Vă mulțumesc! Contați pe mine și contez pe dumneavoastră. Mulțumesc! Să încep discursul prin a vă enunța ceva ce a spus Martin Luther King Jr. Life's most urgent question is, what are you doing for others? Cea mai presantă întrebare în viață este, ce faci pentru alții? Mi-aduc aminte că încă de când eram mică mi-a plăcut să ajut oameni. Orice oportunitate de a ajuta, fie mică sau mare, mă frapa. De la scuțitul creioanelor colegilor mei până la supravegherea copiilor unor prieteni de familie. Toate aceste activități le-am îmbrățișat cu drag. Crucea Roșie mi-a oferit șansa de a lucra și a întâlni oameni minunați, de a vedea ce înseamnă cu adevărat sărăcia și cum arată chipurile oamenilor care își găsesc fericirea în lucruri mărunte. Bună ziua! Atât în numele meu, cât și în acel al colegilor mei, prezenți astăzi la invitația colegului nostru Gică Popescu sau Gică Crucea Roșie, cum vreți dumneavoastră. Ne simțim onorați, la fel ca și de prezența deosebită a personalităților din viața județului, prezența sediului central, dar și a domnului Raed Arafat. Acum 2 ani, la nivelul asociației, am am semnat un protocol cu Societatea Națională de Cruce Roșie. Domnul director general Lefter poate să confirme. Acel lucru am stabilit ca și măsură și la nivelul filialului județene, pentru că filialul județene asociației au o personalitate juridică. Înțeleg de la colegul meu, Dorin Soare, că la Dâmbovița încă nu l-a semnat. Este vina sa. Da, nu este semnat cu filiala județeană de Dâmbovița. Și în acest context dați-mi voie să spun ceea ce supăr. Eu de regulă când spun supăr. Dacă lucrurile merg prost în România, merg din cauza noastră a primarilor. De ce? Pentru că nu suntem uniți în anumite activități. Ori cred că în această activitate Crucea Roșie trebuie să dăm dovadă de mai multă unitate. La nivel județean, Floris Lăzărescu a câștigat un nou mandat de președinte al Crucii Roșii Dâmbovița. Așa cum am spus, Crucea Roșie, filiala Dâmbovița, și-a propus pentru mandatul următorilor 2 ani obținerea a 3 locuri în cadrul Comitetului de Conducere al Societății Naționale de Cruce Roșie din România. Directorul filialei Dâmbovița al Crucii Roșii, Gheorghe Popescu, a declarat că propunerile sunt ministrul secretar de stat Raed Arafat ca vicepreședinte al Societății Naționale de Cruce Roșie Română, Floris Lăzărescu în Comitetul de Direcție și tânărul voluntar al Crucii Roșii Dâmbovița, student al Universității Valahia Radu Butoiu, de asemenea în Comitetul de Direcție al Crucii Roșii România.